Politehnica Iași a acumulat un singur punct în acest nou an calendaristic, iar antrenorul Costel Enache crede că numărul punctelor ar putea spori odată cu sosirea în dalul copoului a Lanternei Roșii a campionatului Astra Giurgiu. Antrenorul avertizează însă. Întâlnim ultima clasată pentru că au pierdut foarte, foarte multe puncte din regulamente, nu pentru că n-au produs puncte. E o echipă periculoasă, tânără, dezvoltată, o echipă care nu are niciun fel de presiune și capabilă de surprize, dacă ne amintim și jocul de la Ucluj. Asta cred că este cel mai important lucru, să ne capacităm, să rămânem cu concentrare și să ne regăsim încrederea, pentru că suntem un pic debusolați după meciul de la București. Jucătorii își doresc și ei să obțină prima victorie din acest an. În următorul meci este foarte important ca echipa să aibă reacție după meciul cu Steaua. Cel mai important este să câștigăm și să ne refacem moralul. Partida dintre Politehnica Iași și Astra Giurgiu va avea loc sâmbătă cu începere de la ora 14. Biletele vor fi puse în vânzare la suma de 10 lei, iar fondurile strânse din vânzarea acestora vor fi donate refugiaților ucraineni.